Bună ziua, sunt Radu Vancu. Împreună cu un cristian am construit o antologie la centenarul PEN România, gândită ca un gest de solidaritate cu Ucraina agresată și cu scriitorii din Ucraina. Am făcut deci o antologie pe tema războiului, am rugat și PEN Ucraina să contribuie și Andrei Curcova a avut generozitatea să o facă, alături de alți trei poeți, alte trei poete ucrainene. O să citesc acum intro-ul acestei antologii, care va apărea la Casa de Pariuri Literare, printr-un proiect AFCN, pentru că această introducere cred că explică limpede ce vrea această antologie centenară a PEN România. Există momente în istorie când lupta pentru libertatea de exprimare devine luptă pur și simplă. E ceea ce se întâmplă chiar lângă România, în Ucraina, unde o națiune invadată se luptă pentru dreptul de a exista și implicit pentru dreptul de a se exprima liber. Centenarul PEN România coincide cronologic cu lupta Ucrainei pentru dreptul la existență și pentru dreptul la exprimare. Am fost încă din primele ore ale războiului, alături de ucrainenii agresați de Rusia invadatoare. Am încercat să ajutăm pe cât ne-a stat în puteri, în toate modurile care ne-au stat la îndemână, deopotrivă concrete și simbolice, deși ele sunt, de fapt, conaturate. Solidaritatea cu cel agresat, cu victima căreia îi se ia dreptul la existență și la exprimare, e una dintre valorile fundamentale ale cartei PEN. Și, în fond, una dintre valorile esențiale ale umanității, fără de care umanul per se pur și simplu nu s-ar putea constitui. Antologia de față e tot un gest de solidaritate cu Ucraina agresată. În faza ei inițială era o antologie menită să consemneze centenarul PEN România, împlinit la 12 iulie 2022. Însă ne-a devenit repede clar că menirea ei reală este de antologie mesaj. Vocea centenară a PEN România își capătă sensul de plin numai în solidaritate. De data aceasta cu Ucraina agresată, astfel încât am ales să construim o antologie mesaj în care, vorbind despre război, denunțându-i realitatea atroce, să construim în același timp un spațiu comun al solidarității. Fiindcă aceasta e convingerea PEN România la centenar. Chiar și atunci când tancurile sunt în fața noastră, de fapt mai ales atunci, literatura e garanția că barbaria nu va avea niciodată ultimul cuvânt.